Bună dimineața, bună dimineața, este joi 28 septembrie și începem o nouă ediție Antenața. O salut și pe Denisa, care și în această dimineață este alături de noi. Bună dimineața, Denisa! Bună dimineața! Ce faci? Cum ești astăzi? Bine astăzi, să zicem, relativ. Ce înseamnă să zicem? E frig dimineața, foarte frig. Asta nu o să mai pune, că asta de o săptămână deja. Și azi dimineața chiar am simțit frig. L-ai simțit? De ce? Că a trebuit să vin fără mașină și... Mai facem mișcare. Mai trage mai rece dimineața, ne mai... Da, Dane, să mergi și tu pe jos, că tu nu mergi pe jos niciodată, tu vii cu mașina. Delia, că știu că tu ești la noi, să-l mai trimiți și pe jos, că nu stă departe, să mai facă mișcare, că i-a crescut puțin aici, în zona asta, i-a crescut ceva. Să mai facă puțină mișcare. Pătrățică. Da. O pătrățică mai mare. Are o pătrățică, da. Cerculeț, așa că e cerculeț, da, ce are Dana acum e cerculeț, așa că Delia... Pune-l la mișcare, trimite-l la muncă fără mașină. Ia tu mașina. Astfel cu el pe jos, că e băia mare să descurcă. Nu-l voi ta, nu-l voi ta. Stai că vii, nu mai vin. Am scăpat. De dimineața am văzut, iar răcoare, așa va fi și mâine, așa va fi și poimâine, așa va fi de acum înainte, cum va fi după amiază. Maxima 17 grade, cu 2-3 grade mai puțin decât ieri. Oricum, noaptea, cel mult 9 grade vom avea de acum înainte, deci nu vor mai fi creșteri pe timp de noapte, poate pe timp de zi. Ne scoatem păturile, trebuie să ne luăm păturile înapoi, să le scoatem de acolo de unde le-am pus bine cândva, la sfârșitul primăverii sau la jumătate, fiecare depinde cum se simte, dacă e mai cald, mai frig. Eu am scos aseară. Eu n-am renunțat la aia vară. Mă uit, am nasul roșu, dacă o vezi. Da, mulțumesc. Nu... Încă nu e Rudolf, că încă nu m-am apropiat de Crăciun, e doar răceală, așa se numește asta. Chestia asta de roșie pe aici, se numește răceală. Hai, la tine nu se vede. Nu, la mine se vede... nu sunt răcită eu și nici nu vreau să mai fiu, am fost. La mine se simte și la cum vorbesc, că vorbesc pe nas. Pot să vorbesc francez acum. Dacă ne-au profesorii noștri din liceu, ce mândri ar fi. Haideți să vedem cum va fi vremea astăzi și revenim apoi la matină. Astăzi simțim o ușoară scădere de temperatură, soarele își va face simțită prezența pe alocuri. În județul Argeș, maxima va fi de 17 grade Celsius. În Pitești se înregistrează 16 grade cu nori și soare. În Mioveni avem tot 16 grade ca și în Topoloveni. În Costești, maxima va fi de 17 grade, în Curtea de Argeș avem 15 grade cu cer înnorat ca și în Câmpul Lung. Aceasta a fost vremea de astăzi, vă doresc o zi însorită! Mulțumim, Denisa! Ți-am zis eu că se mai rece. Toamnă. A venit toamnă. Toamnă, da. Acum, ce să mai... Am zis și zilele trecute, cât să mai vrem căldură. Gata, se duce. Eu mai sunt câteva zile din septembrie și se duce și această lună. Și în octombrie, da. Gata cu căldurile afară. O să avem căldură în suflet. Că știi cum vine toamna, iarna, cum toți suntem îndrăgostiți, suntem așa cu căldură în suflet. Vara distracție ei și iarna toți cu... Claudiu, tu cum ești, mă, iarna? E ocupat. Lasă-mă friguros. Acum cred că ești trist că ai rămas fără... Dumnezeu să-l iert. Săracul șoricel. Suntem cu toții triști. Da, suntem triști pentru șoricelul lui Claudiu. Bine, gata, nu mai zic nimic de șoricelul tău, gata. Zic de ziare. E bine așa? Bine. Avem astăzi Curierul Zilei, Ziarul Argeșul și Ziarul Top. Cu titluri interesante pe primele pagini, aflăm din Curierul că urmările bătăii de la Bascov au fost arestate preventiv 21 de persoane, după ce s-a întâmplat acolo, cred că deja știți. Au fost și percheziții la Poiana Lacului, iar la Bughia de Sus iar au atacat urșii. Din Argeșul aflăm că ieri a avut loc rapide ședința Consiliului de Dezvoltare a Regiunii Sud-Muntenia, ocazie cu care, pentru un an, Argeșul a preluat președinția acestui for. Titlul este unul interesant, regiunea Hăis și cea Sud-Muntenia. Din top aflăm tot despre acele rețineri în urma bătăii de la Bascov, unde 21 de persoane au fost arestate preventiv.
și oamenii legii au efectuat mai multe percheziții la persoane suspectate de furturi din locuințe. Acțiunea s-a desfășurat și în județul Olt. Mai detaliat despre aceste subiecte, despre ce este pe la noi prin ziare, o să vă citim la revista Presei, dar până atunci trebuie să aflăm și ce ne spun zodiile astea, să vedem cum ne merge din punct de vedere astral. Și Denisa, știu că e pregătită cu zodiile, de bine, de rău? De bine, mai ales în plan sentimental, relațiile sentimentale astăzi sunt armonizate și suntem plini de romantism. Vezi, cum ți-am spus, de acum înainte, toamnă, iarnă, suntem cu romantismul, suntem pe iubire. Toți trebuie să ne iubim acum, că așa e frumos să ne iubim toamna și... Tot timpul anului trebuie să ne iubim și să fim buni. Da, acum ne iubim mai mult. Acum ne iubim mai mult că e frum și trebuie să ne încălzească cineva. Revenim după ce ascultăm horoscopul, revenim la matinal cu revista Presei. Astăzi avem un aspect benefic care aduce în prim plan romantismul și favorizează armonia în relațiile sentimentale. Este de așteptat să se manifeste un interes sporit pentru viața de cuplu și o tendință generală către tandrețe. La nivel macro, acest aspect favorizează evenimentele cultural-artistice de avergură. Astăzi vă sugerăm tuturor să acordați prioritate relațiilor de suflet și să profitați de acest context favorabil pentru a face gesturi romantice. Berbec. Aveți posibilitatea să luați o decizie importantă cu efecte benefice pe termen lung în ceea ce privește armonia din relația cu partenerul de viață. În a doua parte a zilei, o persoană apropiată va putea face un cadou, o surpriză sau un cadou. Ar fi bine să petreceți seara în compania celor dragi, puteți merge împreună la un concert, la teatru, la film. Taur. Se pare că vă doriți de ceva timp să faceți o schimbare sau să începeți ceva nou într-un domeniu creativ. Astăzi ați putea avea ocazia să vă puneți în aplicare planurile. Se întrevede o zi încărcată cu multe probleme de rezolvat. Este posibil să nu stați prea bine la capitolul financiar, dar nu este cazul să vă îngrijorați, pentru că sunt șanse ca situația să se îndrepte în scurt timp. Aveți posibilitatea să petreceți o seară romantică împreună cu persoana iubită. Gemeni, este o zi bună pentru a studia sau pentru a vă documenta în domeniul dumneavoastră de activitate. O rudă mai în vârstă ar putea încerca să vă tempereze dorința de a obține venituri prin metode care implică riscuri mari. Aveți tendința să vă sacrificați tot timpul liber pentru interese materiale, neglijându-vă familia și prietenii. Ar fi bine să acordați mai multă atenție relației sentimentale. Rac. În viața socială și pe plan sentimental s-ar putea să simțiți o schimbare în bine a atmosferii și a perspectivelor. Astăzi sunt favorizate întâlnirile cu persoane mai tinere, comunicarea cu persoana iubită și călătoriile. Se pare că vă doriți să începeți ceva nou. Acum ar fi un moment propice pentru a pune la cale o nouă afacere. Vă sfătuim să vă planificați cu atenție cheltuielile și investițiile. Leu. Nu este o zi bună pentru a cumpăra obiecte de valoare sau pentru a lua decizii în privința investițiilor. Vă sfătuim să evitați speculațiile și să nu încercați să obțineți beneficii necuvenite pentru că riscați să aveți necazuri. În a doua parte a zilei se întrevede o întrunire cu prietenii sau cu rudele. Relația cu persoana iubită vă poate oferi mari satisfacții. Fecioară. Se pare că parcurgeți o perioadă favorabilă interacțiunilor sociale și relațiilor de colaborare sau de parteneriat, pe la cele profesionale sau de afaceri până la cele sentimentale. În a doua parte a zilei este posibil să fiți invitat la o întrunire cu persoane apropiate și să fiți nevoit să vă schimbați programul stabilit anterior. Balanță. Se pare că în prima parte a zilei v-ați propus să rezolvați o problemă de familie care vă preocupă de mai mult timp. S-ar putea să fiți nevoit să faceți câteva drumuri și cheltuieli neprevăzute. Deși agenda zilei este încărcată și aveți impresia că nu va ajunge timpul, sunt șanse mari să duceți la bun sfârșit tot ce v-ați propus. Vă recomandăm să aveți grijă de portofel pentru că există pericolul să îl pierdeți. Scorpio. Se pare că sunteți hotărâți să începeți ceva nou. Este o zi favorabilă a activităților intelectuale și aveți ocazia să vă afirmați în societate. În a doua parte a zilei, cu prilejul unei întruniri, este posibil să vă remarce o persoană de sex opus. Vă sfătuim să dați dovadă de prudență. Puteți petrece seara împreună cu persoana iubită. Un spectacol artistic urmat de o cină romantică nu ar fi o idee rea. Săgetător. Astăzi este posibil să aibă loc schimbări benefice în viața dumneavoastră sentimentală. Aveți tendința să fiți foarte activ în plan social și s-ar putea ivi ocazia să legați o nouă relație de prietenie. Nu este exclus ca această relație să se dovedească foarte durabilă. Spre seară este posibil să aveți o mică problemă de sănătate. Nu este posibil să vă îngrijorați. Totul ar trebui să revină la normal în scurt timp.
Capricorn! În prima parte a zilei este posibil să vă simțiți obosiți și fără chef de muncă. La locul de muncă sau în afaceri, ar fi bine să amânați deciziile importante și activitățile care necesită un efort deosebit. Limitați-vă la activități de rutină. Spre seară s-ar putea să vă întâlniți cu un prieten vechi, în compania căruia vă recăpătați buna dispoziție. Vărsător, dimineața s-ar putea să încasați o sumă importantă care vi se cuvine pentru o activitate prestată mai de mult. Puteți să vă faceți planuri pentru o investiție, dar vă sfătuim să nu vă grăbiți să luați o decizie. Astăzi nu sunt recomandate călătoriile lungi. Ar fi bine să vă petreceți timpul liber împreună cu persoana iubită, încercați să-i faceți o surpriză plăcută. Pești. Deși se pare că aveți un program destul de încărcat, aveți suficientă energie pentru a face față tuturor problemelor. Sunteți hotărâți să perseverați până depășiți toate obstacolele. Situația financiară ar putea să nu fie foarte bună în această perioadă, dar nici nu reprezintă o problemă gravă. A doua parte a zilei este favorabilă comunicării cu persoana iubită. Puteți petrece împreună o seară deosebit de plăcută. Cam atât pentru astăzi, vă doresc o zi frumoasă! Mulțumim, Denisa, pentru horoscop. Știți, Denisa a făcut o mică pauză pentru că eu cred că ține foarte mult la mine și a pus în prompter săgetătorul de două ori. Cred că mi s-a mai întâmplat. Cred că a vrut să-mi puncteze exact că astăzi, la finalul zilei, o să am o mică problemă de sănătate. Nu cred că am o problemă cu zodia săgetător eu, în general, pentru că mi s-a mai întâmplat odată și am zis să nu mai repet. Da, ai ceva cu săgetătorii sau a fost doar o întâmplare? Să zicem că nu. E o întâmplare. Am înțeles. Deci te-au deranjat odată săgetătorii și acum îi taxezi. Bine. Acum a fost de bine. Nu încerc să mă răzbun. Nu. Oricum nu a fost de rău astăzi. Păi de asta zic. Asta a fost de bine. N-a fost așa de rău. Că dacă era de rău, mi-a pus de rău de două ori. E clar. Nu, asta n-am mai vrut să mai repet încă o dată. N-am rost. E clar. Fup aici în lume. Nu, mă ascund. Nu mai apar pe nicăieri. Hai lângă mine la revista presii. Pentru că se mai întâmplă, așa este, indirect, se mai întâmplă să mai fie și astfel de mici impedimente, dar trecem mai departe peste ele, că așa e la direct. Ne mai uităm la Dan, care ne face să râdem de fiecare dată, mai face el așa, îl ajută fața puțin să se... Stați puțin, că dă niște indicații acum, încercăm să-l ascultăm. Zi, Dănuț, zi! Cine, eu sau ea? Eu? Care? Amândoi. Amândoi, că sunteți cocoșate amândoi. Așa, e bine așa? E bine așa, dar ești cam un alt tu. Eu? Da. E, păi, dar normal, nu? Bine, zic, Claudiu, facem poză. Facem tablou de familie. Hai, Dane, fă cadrul repede, fă repede cadrul, gata. Gata, ne vedem serios. Hai, trecem la lucruri serioase. Citim ziarele unde... Primul titlu de la Arduș, ăla mă citești tu. L-am citit, dacă n-ai fost atent, Dănuț. Unde te gândești? Auzi, mai strânge-mă! Nu pe Denisa, pe mine, mă, mai... Mai strânge-mă în cadru, mă, Dănuț! Ia, așa, foarte bine, dar vezi că mi se vede nasul roșu acum, adică. Gata, du-te! Du-te! Gata, mi-ai făcut cadru? Gata. Poți să citești audio? Foarte bine, gata. Gata. Păi strânge, gata. Gata, fugi, devenim serioși. 21 de persoane în arest preventiv aflăm de la colegii din Curierul. În urma bătăii ca în filme dintre două clanuri de rom din Pitești și din Schiau, mai multe persoane au fost reținute. Vă reamintim că marți dimineața cele două clanuri s-au luat la bătaie în Bascov, chiar în fața casei de cultură din localitate. La bătaie au luat parte aproximativ 50 de persoane înarmate cu băte, topoare și săbii. La finalul zilei de ieri, 15 persoane au primit control judiciar, iar 4 mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile. Au fost percheziții și acasă la bătăuși. Da, acum Dan a început să-mi stingă și lumina. S-a supărat până... Vreți să ne bagi la somn? S-a supărat până, nu știu ce are astăzi cu noi. Vrea să ne stingă lumina, vrea să nu ne lase să citim ziarele. În dimineața asta toți avem ceva, da. Clar, nu? Ne apropiem de weekend. Da, se simte venirea weekendului. Da,
Îl lăsăm pe Dan să-și facă treaba. Da, fă-ți treaba, da. Domnul. Nu, încercăm să nu mai... Te rog, Denisa. Spuneai tu că s-au făcut percheziții la Poiana Lacului. Ieri dimineață, polițiștii de la secția de poliție rurală din Poiana Lacului, împreună cu jandarmii, au făcut 7 percheziții în Argeș și Unolt, acasă la persoanele bănuite de furt calificat. Polițiștii au fost coordonați de procurorul din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Pitești. Din cercetările efectuate, polițiștii au stabilit că în cursul anului acesta mai multe persoane au intrat prin infracție în locuințe din Argeș, de unde au furat diverse bunuri. În urma furturilor, ei ar fi obținut peste 58.000 de lei. La percheziții au fost găsite mai multe obiecte a căror proveniență nu a putut fi explicată. Da. Cred că mai țineți minte că vă citeam săptămâna trecută despre câteva școli și grădinițe care au fost închise de DSP în urma controalelor. La Hințești se pare că s-a rezolvat situația. Unitatea a fost redeschisă pentru cei 11 copii. Grădinița Hințești are toaletă ecologică. Grădinița cu program normal Hințești din Moșoaia a fost redeschisă fiind adusă o toaletă ecologică. De luni, cei 11 copii care sunt înscriși la această unitate de învățământ s-au reîntors la cursuri. Vă reamintim că săptămâna trecută Direcția de Sănătate Publică Argeș a închis unitatea din cauza faptului că nu avea această toaletă ecologică. Iată că situația s-a rezolvat. Iar inspectorii din cadrul Direcției de Sănătate Publică Argeș continuă controlele privind condițiile igienico-sanitare din unitățile de învățământ, iar ISJ-ul este informat zilnic asupra situației. Da, este bine că s-a rezolvat situația, să sperăm că se vor rezolva problemele la toate unitățile de învățământ ca să funcționeze așa cum ar trebui. Vorbeam despre legea manualului în dezbatere. Ministerul Educației Naționale a lansat în consultare publică proiectul legii manualului școlar. Obiectivul acestui act normativ este reglementarea regimului manualului școlar în învățământul preuniversitar. În accepțiunea proiectului de lege, manualul școlar este bun de interes public, principalul instrument de lucru al elevului și reflectă lectura personalizată a programei efectuată de echipele de autor, potrivit diverselor contexte de învățare și grupuri țintă. Elaborarea manualelor școlare se realizează de autor grupuri de autori în urma unor selecții de manuscrise prin proceduri transparente în vederea asigurării calității științifice. Chiar sunt curios dacă se va schimba ceva odată cu... Bine, întâi să vedem dacă legea manualului va intra în vigoare. După aceea vom vedea dacă va fi și respectată. Că până atunci, cred că și acum copiii de clasa 5 ani tot după ce al compendiu învață, nu cred că au ajuns manualele și este o problemă care se tot repetă. An de an ne ia școala prin surprindere. Uităm că undeva la 11-15 septembrie, cam pe aici, începe școala, adică vine școala prin surprindere. Pe noi ne ia orice prin surprindere. Nu vezi că acum ne-a luat și toamna prin surprindere, da, doar iarna. Da, să vedeți că vine iarna acum. Într-o lună vine iarna, ne ia prin surprindere. Când vom vedea că ninge, ne învârtim toți așa, încerc, aulu, ninge, ce facem? Că avem impresia că este vară și că trebuie să stăm, să ne cadă raza soarelui în cap, nu fulgul de ne. Până atunci vom trăi și vom vedea dacă vor fi în 2017 autoritățile pregătite pentru iarnă, se știe. La Bughea de Jos, sălbăticiunile au ajuns lângă locuințele oamenilor, poneiul viceprimarului sfâșiat de un urs. De ce ai râs, Claudiu? E trist, nu? Și tu râs când e trist. Oh, Doamne! Având legea de partea lor, animalele sălbatice continuă să dea iama în gospodările mușelene în căutarea hranei, provocând pagube însemnate în timp ce oamenii așteaptă în zadar ca autoritățile competente să-i scape de necazuri. La Bughea de Jos, de parcă n-ar fost de ajuns pericolul cel reprezintă haita de câini sălbatici pripoșită pe platoul Grui, în apropierea stației de sortare a gunoiului menajer, 3 capre și oile localnicilor au fost sfâșiate atunci de câini. Mai nou au ajuns în curțile sătenilor urși și lupii. A păsit-o chiar și viceprimarul comunei, căruia un urs i-a omorât un ponei chiar în curtea casei. Da, asta chiar e trist. A crescut numărul... Și Claudiu râde din nou. Claudiu, de ce râzi că mie îmi plac ponei? Claudiu când aude cuvântul trist, el râde. Nu știu de ce. Vreo problemă din copilărie, Claudiu? Nu. E doar dimineață. Bine, te iertăm de data asta. Data viitoare te mai iertăm. Te punem la colț, în genunchi. Să vorbim și despre târgul Toamna Piteșteană, care va fi mai devreme, astăzi la ora 15. Oprește-te puțin. Claudiu, de când așteptai tu lucrul ăsta? Târgul Toamna Piteșteană? Din februarie îl așteaptă. Adică de un an aproape. Da.
Deci e, fii atent că o să fie mai bine. În bucuri acum. Astăzi, la ora 15, are loc o ședință extraordinară a Consiliului Local Pitești, ocazie cu care va fi făcută o rectificare bugetară. Pe ordinea de zi figurează însă și modificarea perioadei de desfășurare a târgului tradițional Toamna Piteșteană. Conform primarului, târgul se va desfășura în piața Vasile Mira în perioada 6-15 octombrie, în loc de 15-24 octombrie, cum se stabilise inițial. Motivul este prognozele meteo, care arată că recoltele vor fi mai timpurii. Totuși, după 15 octombrie, producătorii interesați vor putea să-și pună tarabele gratuit timp de 2 săptămâni în zona pieței de gro de la Bowling. Acolo vor fi amplasate și terase de alimentație publică. Ia-o, Claudiu! Deci, din 6 octombrie, liber la distracție, liber la mâncare. Mergem? Ce vrei să mănânci? Da, cuscă! Friptură și mic. Bravo, mic! Dacă vrei să mănânci un mic, o să-ți luăm 2 mici. Ca să te saturi. E bine? Facem cinste. Îți fac eu cinste cu 2 mici. Bun, bine. Păi și tu cu ce faci? Și tu cu ce ne faci 9 cinste? Bine, da. Am înțeles. Păi, dar de unde știi că prezența ta ne face așa o mare plăcere? Adică... Un alt târg de această dată nu mai este despre mâncare, este despre haine. Are loc la Casa Cărții. Dacă vreți să vă înnoiți garderoba de toamnă și nu vă zgârciți la bani, dați neapărat o raită pe la Casa Cărții din Pitești, fiindcă de ieri spațiul expozițional geme de îmbrăcăminte și încălțăminte de sezon. Da, este târgul producătorului la Casa Cărții. Interesant. Așa că săptămâna aceasta vă lua faină, săptămâna viitoare, că atunci cred că este 6 octombrie, nu săptămâna viitoare. La sfârșitul săptămânii viitoare. Da. Este 6 octombrie. Bine, vă duceți cu noua blană să mâncați un mic. Poate îl dați și de Claudiu pe acolo să-i faceți cinste cu un mic, dacă îl vedeți. Eu îți fac cinste cu friptură, tu îmi faci cinste cu o blană. Ai auzit, Claudiu? Nu, blană de lemn. Nu. Blană de furtat. O să-ți trimit câteva poze să spun ce-mi place. Blană de lemn? De unde te-ai gândit tu la blană de lemn? Da. Regiunea Hăs și cea Sud-Muntenia. Ieri a avut loc la Pitești ședința Consiliului de Dezvoltare al Regiunii Sud-Muntenia, ocazie cu care pentru un an Consiliul Județean Argeș a preluat președinția acestui organism. Dan Manu, președintele Consiliului Județean Argeș, a spus că obiectivul său este acela de a continua proiectele începute și de a întări relațiile dintre județele 7 la număr componente ale regiunii. Care regiune însă funcționează după principiul unul Hăs și unul cea, le spun colegii de la ziarul Argeșul. Fiecare își vede mai mult de propriile interese și nu vrea să cedeze nimic din putere. Conform directorului Agenției de Dezvoltare Regională Sud-Muntenia, Leviu Mușat, cu excepția 3 proiecte pentru tot atâtea drumuri interjudețene, nu există nicio inițiativă comună a celor 7 județe. Și licitațiile se pare că sunt cea mai mare problemă și ar mai fi câteva interese în turism. Să sperăm că de această dată se va face ceva în comun între cele 7 județe, pentru că, din nou, nu este pentru binele propriilor persoane, este binele tuturor pus în joc, nu doar a unui președinte de Consiliul Județean. Să mai lăsăm puțin din orgolii. Așa frumos stau ei aici așezați în poză, parcă sunt așa ca o familie unită. Dacă vine vorba de proiecte, tu te dai și cu proiectul tău. Nu-mi place proiectul tău, eu îmi fac proiectul meu. Și așa ne dăm cap în cap de fiecare dată cu proiecte. Vom primi bani de la guvern pentru reparații în școli. Guvernul a alocat banii pentru activitatea de învățământ, mai precis pentru reparații, chiar dacă școala a început pe 11 septembrie. Dar pe principiul calul de dar nu se caută la dinți, autoritățile locale din Argeș se mulțumesc și cu fondurile astea venite în al 13-lea ceas. Piteștiul, de exemplu, a primit 150.000 de lei. Banii sunt puțini și vor fi distribuiți de Consiliul Local în funcție de priorități. Urmează pregătirile de iarnă, iar în acest sens, asigurarea combustibililor și a sumelor necesare pentru energia termică și electrică sunt vitale. Da. Vedeți ce v-am spus la început? Niciodată nu e prea târziu. Deci, la o lună de când a început școala, aproape o lună de când a început școala, se gânde și guvernanții noștri să trimite niște bănuți așa prin țară. Ia vă și repara și voi școlile săracilor care sunteți voi săraci. Hai să spunem că niciodată nu e prea târziu. Hai, ca să ținem tot în rău. Tot mai mulți bolnavi în Argeș, adică ei, conform Direcției de Sănătate Publică Argeș, numărul diabeticilor din județ a crescut din luna iunie anului trecut până în iulie 2017, de la aproximativ 33.000 la peste 34.700 de cazuri. De la 86.600 de bolnavi de hipertensiune s-a ajuns la 89.000
iar de la 35.000 cardiopatii ischemice, mamă ce denumiri, s-a ajuns la 38.600. Multe, multe creșteri și sunt și analize gratuite pentru pensionari. S-au dus vremurile când Consiliul Județean dădea pachete cu alimente pentru pensionari cu ocazia Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice. Acum sunt oferite spectacole gratuite la Teatrul Alexandru Davila, sâmbătă 30 septembrie la ora 16 și mai nou posibilitatea ca pensionarii să-și facă o serie de analize uzurale gratuit. În acest sens, duminică, 1 octombrie, Consiliul Județean va amplasa două porteri în piața Vasile Milea și în zona teatrului în care, care personal specializat va face între orele 10-16 analize de glicemie și tensiune arterială. Lucru bun, dacă sunteți prin zonă, ar trebui să vă faceți un mic control, pentru că un control nu strică nimănui să vedem care este starea noastră de sănătate. Mai avem timp să mai citim și despre pensionari, au o veste importantă pentru pensionari. Senatorii au adoptat în plan, în ședința de plen de luni, 25 septembrie, proiectul de lege privind modificarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu pentru anumite categorii socioprofesionale. Astfel, pensiile de serviciu se actualizează din oficiu anual cu rata medie anuală a inflației, indicator definitiv cunoscut la data de 1 ianuarie a fiecărui an, în care se actualizează și comunicat de Institutul Național de Statistică. Dacă în urma actualizării rezultă o pensie mai mică, se păstrează pensia aflată în plată, prevede ordonanța. Actul normativ reglementează astfel pensiile personalului MAI, al MAPN, al serviciilor de informație, aeronautic, civil, navigant, profesionist, al corpului diplomatic și consular, al curții de conturi, auxiliar din instanțe și parchete, al funcționarilor parlamentari și al membrilor Senatului și Camerei Deputaților. Da, puteți să citiți și dumneavoastră articolul din ziarul Top. Să-l citiți de mai multe ori ca să înțelegeți despre ce este vorba, că este un articol complex cu multe date și ca să fie pentru dumneavoastră, mai bine îl citiți dumneavoastră. O veste bună vine de la Ștefănești, unde s-a dat avizul pentru cumpărarea vilei Florica. Comisia de Cultură a Parlamentului a dezbătut în această săptămână proiectul de lege privind achiziționarea conacului Brătianu sau Vila Florica din Ștefănești de către Ministerul Culturii. Vestea bună este că respectiva comisie a dat aviz favorabil pentru cumpărarea imobilului. Tranzacția ar urma să se cifreze la circa 1,3 milioane de euro fără TVA. Transformarea casei de la Florica a început în 1858 după ce Ion C. Brătianu s-a căsătorit cu Pia Pleioșanu, noua familie stabilindu-și căminul la țară. Mai mult despre istoria acestei vile citiți dumneavoastră din ziarul Argeșului. Este un monument important pentru județul Argeș și ne bucurăm că va intra în posesia Ministerului Culturii, pentru că știm că va fi a statului și va fi gestionată, să sperăm, într-un mod corect și așa cum ar trebui să fie gestionat orice monument istoric al României și al Argeșului, bineînțeles. Mai ceva din Isa? Polițiștii au reținut 6 permise de conducere. Marți, polițiștii din cadrul serviciului rutier Argeș și cei ai structurilor municipale și orășenești de poliție rutieră au continuat acțiunile pentru prevenirea evenimentelor rutiere, precum și pentru conștientizarea conducătorilor auto cu privire la riscurile la care se expun și expun pe ceilalți participanți la trafic prin nerespectarea regulilor de circulație. Ca urmare a abaterilor constatate, au fost aplicate 104 sancțiuni contravenționale în valoare totală de 29.560 de lei. Au fost reținute în vederea suspendării dreptului de circulație 6 permise de conducere și au fost retrase 6 certificate de matriculare. Da, mulțumim, Denisa. Cu această știre încheiem și revista presei din această dimineață. După o scurtă pauză, revenim la matinal să mai vorbim, să mai povestim. Revenim! Viața e frumoasă. Dar stai, dacă se întâmplă ceva la care nu te-ai gândit, acasă, un incendiu, la muncă, cu afacerea ta, chiar și așa pot conta pe Gotaer. Pe bune? Uiți de grijile tale mari sau mici, pentru că noi îți suntem alături. Cu Gotaer ești mai asigurat decât crezi.
Pentru clienți fericiți, un partener profesionist. Pentarom produce kituri și ambalaje din carton pentru orice dimensiune. Pentarom comercializează întreaga gamă de piese de schimb auto pentru Aro, Dacia, Raba, tractor. Pentarom fabrică brichete din Romeguș pentru sobe, centrale termice, cuptoare, grătare. Pentarom crește și comercializează păstrăvi și crap. Cu promptitudine și eficiență maximă, vă așteptăm în magazinul universal Pentarom. Smeura este cel mai mare adăpost pentru animale pe plan mondial. Aici sunt adăpostiți și îngrijiți cu multă dragoste, dar și tratați medical 5400 de câini, anterior câini comunitari. Scopul principal al asociației noastre este castrarea intensivă pentru a diminua populația câinilor vagabonzi în mod uman și efectiv. Acesta este scopul angajamentului nostru. Fii steț! Castrarea gratuită la adăpostul Smeura este un act de sustenabilitate. Zilnic între orele 8:30 și 15 castrăm sau sterilizăm gratuit câini și pisici. Contactați-ne la numărul 0733 929 356. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Întrebări care nu s-au pus. Adevăruri care nu s-au spus. Replici inteligente. Judecăți echilibrate. Valori și non-valori. Exerciții de discernământ. Modele de cultivat. Și de urmat, nu ratați emisiunea Subiect de Presă. Vă propunem o pledoarie pentru jurnalismul responsabil. Se spune că cea mai fascinantă călătorie începe cu un simplu pas. Orice concert începe cu o singură notă. Și cu un sărut începe orice poveste de iubire. Cu o provocare, orice competiție. Cu o rază de soare, orice dimineață. Dar înainte de primul pas, de primul sărut, de prima notă, ești tu. Și pentru tine suntem noi. Antena 1 e mereu cu tine. E mereu cu tine. Mereu cu tine. Ne cunoști de undeva? Lângă tine mereu, mereu cu tine. Antena 1, mereu cu tine. Antena 1 e mereu cu tine. Logic. Pentru că avem nevoie de poveste ca de aer și de modele ca de pâinea cea de toate zilele, emisiunea Dragă Personaj Principal vi le oferă cu zâmbetul pe buze în fiecare sâmbătă. Deschideți televizorul la ora 11:30 și pregătiți-vă să puneți în operă, împreună cu noi, realitatea la care visați. Se întâmplă numai la Antena 1 Pitești. Am revenit la matinal și în această parte a doua emisiunii vom sta de vorbă cu doamna Mihaela Diaconu, președinte Senat Universitatea din Pitești, și domnul Dumitru Chivleșan, rectorul Universității din Pitești. Bună dimineața, bine ați venit! Bună dimineața și mulțumim pentru invitație! Vedeți, vorbeam de emoții înainte de a intra în direct și am avut eu emoții când a venit vorba să vă prezint. Mi-a stat puțin ceva aici în gât, am avut emoții pentru că sunteți niște oameni importanți din cadrul universității și avem de discutat lucruri importante și serioase despre noul an universitar, care bate așa la ușă, ușor, ușor, mai are doar să-i deschidem ușa, ca să-l primim de luni. Care este așa atmosfera înainte de startul noului an? În primul rând aș vrea să vă mulțumim pentru faptul că vă începeți ziua cu Universitatea din Pitești și întotdeauna ați ținut ca în platourile dumneavoastră să fie reprezentată Universitatea la vârf, atât președintele Senatului cât și rectorul, facem o echipă și în percepția dumneavoastră suntem o echipă. Sigur, ne pregătim pentru începutul de an universitar, pentru că avem obiective importante, ne bazăm pe niște realizări pe care le-am obținut și strategia noastră este clară. Începem anul universitar într-o atmosferă destinsă, de colaborare, și ne dorim ca anul pe care îl începem să fie mai bun decât cel pe care l-am încheiat. Domnule rector,
cum este cu înscrierea? Sunt mai mulți studenți ca anul trecut? Stăm mai bine la acest capitol? Da, stăm de vreo două ori mai bine. Nu atât ca cifră stăm mai bine, dar stăm de două ori mai bine având în vedere fundalul pe care s-a întâmplat admiterea anul acesta, și anume scăderea dramatică a populației care a intrat în bacalaureat. Dacă e să comparăm cifrele, anul trecut au intrat 6700 în bacalaureat, anul ăsta au intrat doar 4300 în județul Argeș. Și pe acest fundal, Universitatea din Pitești reușește să înmatriculeze mai mulți studenți decât anul trecut. Discutam chiar ieri în senatul nostru că probabil este rezultatul a două tendințe dominante în acest an. Creșterea atractivității noastre probabil se bazează întâi pe faptul că am reușit performanța să transmitem un mesaj pozitiv și să fim înțeleși la justa noastră valoare, iar pe de altă parte am reușit și performanța, într-un an și ceva de mandat, să schimbăm cursul universității, să o deschidem cât de mult am reușit, că încă mai e de muncă în zona asta, să o deschidem către mediul socioeconomic, să ajungem să fim considerați și doriți ca universitate reprezentativă în regiunea în care ne desfășurăm activitatea. Probabil că de aici pleacă starea asta mai bună a Universității din Pitești față de anul trecut. Există o paletă variată de programe de studiu, atât pentru licență cât și pentru master, și încercăm și dezvoltarea unei școli doctorale puternice, având în vedere faptul că ne desfășurăm activitatea pe în baza procesului de la Bologna. Putem spune că la momentul acesta Universitatea din Pitești se poziționează în piața învățământului superior prin câteva programe de studiu, atât de licență cât și de master. Iar aceste programe de studii ne ajută să avem o legătură mai puternică și durabilă cu mediul socioeconomic. Și mă refer aici la faptul că pregătim, deși cerința este foarte mare pentru domeniul medical, nursing-ul, ne poziționăm foarte bine pe direcția învățământului în domeniul energeticii. Ieri dimineață ați avut în mijlocul dumneavoastră unul din colegii noștri de la teologie care și-a dezvoltat activitatea pe o nișă de piață, respectiv dezvoltarea limbajului mimico-gestual. De asemenea, avem toată paleta de programe de studii care asigură pregătirea specialiștilor necesari astăzi în piață. Și avem bucuria că în ultimii ani suntem solicitați nu numai de candidații care provin din piața internă, cât și din piața internațională. Ceea ce este un lucru bun, pentru că, până la urmă, aici este nevoia ca universitățile, școlile să dea mai departe angajații, exact ce au nevoie agenții economici, pentru că de multe ori se mai întâmplă ca ceea ce se face prin școală sau prin universitate să nu corespundă cu cerințele agenților economici și avem apoi așa o problemă că nu se mai găsesc oameni care să muncească. Ceea ce este un lucru bun acum prin aceste programe pe care le aveți la universitate. Știți că e inevitabil, pentru că începând chiar cu anul trecut, dar foarte, foarte pregnant anul acesta la admitere, ne-am confruntat cu următorul fenomen care eu îl consider pozitiv. Copiii și părinți vin și nu mai vor orice. Chiar în cadrul aceleași facultăți de inginerie, unde ai două, trei programe de studiu de inginerie, vine hotărât pentru unul din ele. Deși noi le-am oferit posibilitatea să se înscrie la mai multe. Știți prea bine că s-au putut înscrie într-o singură taxă de înscriere la câte programe de studiu au dorit, nu numai în inginerie. Puteau să se înscrie și la teologie, și la litere, la orice. Au venit foarte hotărâți și asta denotă ceva. Populația noastră a început să înțeleagă, atât părinții cât și elevii, că o școală o faci greu, nu e simplu să faci o facultate, și atunci măcar să faci ceea ce cu adevărat te definește, te caracterizează și ceva ce îți dă speranța că vei ajunge să o folosești în viitor, în practică, să-ți câștigi existența. Focalizarea asta a fost foarte importantă pentru că, practic, ne-a ușurat nouă munca, având o asemenea populație de candidați bine educată și bine orientată profesional, probabil că a dus și la completarea tuturor locurilor oferite de Universitatea din Pitești la școlarizare în anul 2017-2018. Ceea ce e un lucru nemaipomenit de bun. Urma să vă întreb acest lucru, dacă s-au ocupat toate locurile. Da.
da. Avem o deschidere cu câteva programe importante pentru piața muncii. Am dezvoltat relații directe cu mediul socioeconomic. Probabil ați făcut public faptul că universitatea noastră în această săptămână a găsit un eveniment inedit, înființarea Catedrei UPITRONO. Studenții noștri de la programele de inginerie în domeniul automotiv au o valoare foarte importantă, având în vedere faptul că cererea pentru pregătirea inginerilor în domeniul acesta este mare și încercăm să asigurăm o pregătire cât se poate de bună prin această colaborare între angajator și universitate. Domnul rector vă poate spune mai multe pentru că chiar a participat la întâlnirea la vârf, da, cu reprezentantul Renault. Este într-adevăr o nouă tendință, aceea de a avea industria în universitate și nu la modul formal, pentru că vedeți, dacă mă uit în urmă, eu făcând parte din structurile manageriale ale UPIT încă de prin anii 2000, au mai existat tot felul de, să zicem, tendințe de a corela activitatea universității cu mediul socioeconomic. Dar niciuna din ele n-a căpătat o asemenea consistență, precum cele la care ne angajăm noi zi de zi și pentru care luptăm. Prezența Catedrei Renault în universitate înseamnă foarte mult. Înseamnă că marele industriaș, marele producător, a venit în prima universitate din România în care s-a hotărât să deschidă așa ceva, cu tot ce înseamnă infrastructură instituțională, know-how, vor veni și se vor implica în programele noastre de studii, în modelarea curriculei universitare, în oferte de burse de excelență pentru studenții foarte buni, nu mai zic practica, care deja a devenit o tradiție la noi, toți studenții fac practică în Renault, cei care își doresc. Și implicit, în felul acesta, se modelează viitorii ingineri care, în clipa în care părăsesc universitatea, sunt imediat angajabili sau poate chiar din ultimii ani de studii. De fapt, una din țintele noastre strategice de mare importanță pe care punem foarte mare valoare este angajabilitatea absolventului nostru. Nu ne mai dorim absolvenți care să plece de la noi și să se uite în jur să nu știe ce să facă. Ne dorim absolvenți angajabili în maximum un an de la terminarea studiilor. Aici depinde în mare parte și de student, dacă dorește să fie angajat imediat după terminare. Știți că sunt foarte doritor să se angajeze chiar din anii studenției și de asemenea am văzut că sunt foarte implicați și în activitatea de cercetare alături de colegii noștri cadre didactice și de aici rezultă chiar niște produse care vor putea să reprezinte baza pentru apariția de start-up-uri, ceea ce ne dorim să dezvoltăm spiritul antreprenorial al studenților noștri, pentru că în felul acesta ne asigurăm sustenabilitatea economică. Pe lângă această catedră, mi-a spus domnul rector la eveniment că Universitatea din Pitești mai pregătește câteva surprize. Ne puteți spune acum din ele sau încă rămân surprize și le aflăm așa pe parcursul anului? Da. Aș vrea să mă iertați că nu vă dau nume, pentru că totuși este vorba de o politică de relaționare cu agenții economici și nu mie mi-ar face probabil rău, cât concurenței cu care se luptă ei pe piața economică, pentru care vă spun că un mare producător de produse chimice, mase plastice, este foarte aproape de a intra în universitate într-un mod similar. De asemenea, producători de cablaje și de echipamente electrice, suntem foarte avansați în discuțiile cu domniile lor, tot pentru a se implica în universul nostru academic. Mai e de menționat faptul că s-au cam adunat premisele înființării acelui colegiu de cooperare cu mediul economic și social, în care câteva nume grele ale industriei românești din zonă și de la nivel național, împreună cu universitatea, vor semna un protocol de colaborare directă în maniera de care vă spuneam, în maniera implicărilor în gestionarea inclusiv a programelor de studii care interesează. Și felul acesta implicit crește foarte mult angajabilitatea absolvenților noștri. Și ne apropiem și noi mult mai bine de ceea ce de nivelul învățământului european.
relația aceasta cu mediul socioeconomic este foarte importantă, pentru că în acest fel se asigură finalitatea fericită a procesului de formare a unui tânăr. Nu mă prea pricep foarte bine la cum se dau acele grade de încredere, dar cred că acest lucru este un pas cumva înainte pentru a obține gradul ridicat de încredere, dacă nu mă înșel. Se dau greu și se dau pe câteva zeci, poate sute de criterii care vor fi evaluate. Acest gen de evaluare se întâmplă odată la 5 ani. Noi am cam ieșit din termen, trebuia să se întâmple, dar mă rog, nu din cauza noastră, este o sincopă a guvernării, că în minunatul guvern anterior nu s-a făcut absolut nimic în zona academicului. Iată-ne acum în prag de evaluare instituțională, vom suferi acest chin în practică între 15 și 17 noiembrie. Vom avea comisia formată din câțiva zeci de membri ARACIS care vor veni să evalueze fiecare din acești indicatori și noi suntem optimiști, noi sperăm că va fi bine. Acum, știți cum e, în orice evaluare intri cu speranțe mari. La sfârșit, când îți trece nota în carnet, îți dai seama dacă a fost bine sau n-a fost bine. Noi am făcut tot ce trebuie. Deci tot ceea ce era omenește posibil, de un an și ceva echipa mea lucrează intens la punerea pe picioare acestei documentații. Și nu e vorba numai de hârtii, că hârtii, știți cum e, hârtii poți face rapid tone. E vorba că în spatele acelor hârtii să existe valori măsurabile imediate. Vor veni și se evaluează prin sondaj 12 programe de studii din câte avem de licență. Vor intra în acele facultăți, în acele departamente atât de adânc în detaliu încât poate la multe chestii ne-am gândit noi să le căutăm și să le descoperim. Deci ne-am pregătit din toate punctele de vedere. Surprize pot fi, pentru că viața e plină de surprize. Însă noi sperăm că vom avea parte de o surpriză pozitivă. Cel mai important lucru este și faptul că, într-adevăr, colegii noștri au înțeles însemnătatea acestei activități și chiar a fost o implicare la toate nivelurile și ne așteptăm ca rezultatul să fie pe măsura muncii pe care am depus-o în cadrul colectivului. S-au creat structurile corespunzătoare, instrumentele de lucru și foarte important este faptul că oamenii înțeleg că fără a respecta regulile pe care noi ni le-am construit, nu putem să mergem mai departe în condiții de normalitate. Existau la un moment dat discuții de a avea cumva, nu neapărat o universitate, ci un fel de partener al Universității din Pitești și la Râmnicul Vâlcea. Se mai... Noi avem acolo, funcționăm. De a se extinde, de a... Funcționăm la Vâlcea, n-am reușit performanța care ne-o doream de a face un schimb imobiliar în avantajul, după părerea noastră, în avantajul ambelor părți. De asemenea, ne-a blocat teribil că nu e făcută cu rea intenție, ci probabil nimeni nu s-a gândit la acest aspect, o lacună legislativă. Noi ajunsesem la o bună înțelegere cu un colegiu din zonă în ideea de a-l prelua în structurile Universității din Pitești, în a-l transforma în colegiu terțiar, non-universitar, al Universității din Pitești din zonă. Noi, oricum, Universitatea din Pitești, ca o noutate, cum ați întrebat de noutăți, este în faza finală a acreditării unui colegiu terțiar, non-universitar, care să pregătească în acele meserii în care toată lumea zice că nu mai avem forță de muncă și e drept că nu mai avem, pentru că s-a produs undeva într-un interval de timp nu foarte de demult o ruptură în sistem educațional preuniversitar. În clipa în care majoritatea liceelor, care pe vremuri erau licee industriale și aveau un obiect al muncii clar definit, construcție electronică, mecanică, operator de tehnologii nucleare, nu mai sunt licee industriale, ci toate au devenit teoretice, păi în acele licee nu se mai pregătește forță de muncă. Dar nici teoretic nu prea se mai pregătește. Asta simțim noi pe pielea noastră față cu studenții care ne vin de la aceste licee și... E riscantă, uneori și regula de 3 simte a devenit riscantă să o discuți și revin atunci. Deci s-a produs o ruptură. Noi încercăm să umplem golul, pentru că am realizat că e această ruptură și am făcut tot ce trebuie ca în baza unei legi recente să înființăm un colegiu terțiar. Suntem, repet, cu documentele în fază finală.
foarte probabil undeva, poate chiar în paralel cu vizita asta, vom primi acreditare și pentru colegiul respectiv. Hei, asta ne doream să instalăm la Vâlcea. N-a fost posibil, nu o să vină să credeți de ce, nu că n-ar exista voință, deci colegiul, conducerea la vârf, Inspectoratul Școlar Vâlcea, noi, primăria, toată lumea a grea ideea. Ne-am dus la minister, am spus ce vrem și ni s-a spus imposibil, pentru că finanțarea liceilor via primării nu se face de fapt din bugetul de stat, ci se face din bugetul încasărilor de TVA locale. Și atunci nu avem cum să continuăm să-i finanțăm pe profesorul respectiv să funcționeze, ar trebui să-i transformăm în liceu privat, ceea ce automat distruge toată reputația și tot istoricul adunat de acel liceu în zonă și așa mai departe. Deci ne-am blocat într-o chestie care nu știu cine o guvernează. Dar n-am renunțat, vom încerca o altă strategie și sperăm că pe parcursul anului ăsta stabilizăm și povestea acolo. Oricum, noi funcționăm la Vâlcea, avem o filială, avem un spațiu de învățământ generos, prea generos chiar, și avem și studenți, vreo 400 de studenți funcționează la Vâlcea. Acest colegiu de care spuneți, cu care sunteți aproape de a încheia parteneriatul, este din Argeș sau din alt județ? Păi nu, îl înființăm noi. Noi înființăm de la zero un colegiu terțiar non-universitar, focalizat pe un număr oarecare de calificări. Vă dați seama că nu ne-am dus să facem zidar, că nu avem profil, dar pentru niște, iarăși revin, operatori de tehnici de energie nucleare atât de necesari în situația în care se dezvoltă la Mioveni o platformă, va aduce în viitor 2000 de locuri de muncă pe reactorul Alfred. Asta e o realitate deja, nu mai poate fi ocolită. E în planul guvernului, e în buget prevăzut cu bani, deci va fi un obiectiv care se va face. Noi trebuie să fim în pas cu ei, să facem resursa umană. Și în domeniul serviciilor? În domeniul serviciilor. Avem, de asemenea, în domeniul mecanic, unde bun, nu te faci inginer uzina, nu poate înghiți mai inginer, dar are nevoie de o sumă dragă de operatori de diverse categorii. Și aici putem. Nu cred că se pricepe cineva mai bine decât noi la această parte a ingineriei. Ne apropiem, așa cum spuneam la început, de noul an universitar. Deschiderea cred că va fi tot în noul corp. Da. Este totul în regulă la noul corp? S-a rezolvat ce mai era de rezolvat? Este una din marile realizări ale echipei domnului rector. Vom intra în corpul nou de clădire, ne vom desfășura activitatea. Admiterea oricum anul acesta a fost acolo. O încântare atât pentru candidații, pentru tinerii noștri boboci, cât și pentru actualii noștri studenți, pentru că așteptam de multă vreme să putem să ne bucurăm de eforturile conducerii universității în acest sens. Și o să vedeți că e într-adevăr un spațiu foarte, foarte bine pus la punct. S-au încheiat cu toate mărunțișurile care mai erau. Pentru noi acum apare o problemă mare, e în întreținerea noastră, ne va costa de vai Doamne, căutăm soluții energetice mai pe măsură, deci avem de lucru în continuare. Mi-aduc aminte la o conferință de presă, mi-ați arătat un tank așa cam de 4 degete cu acte legate de acest corp, da. Și cred că a fost foarte multă muncă pentru a-l aduce la zero din toate punctele de vedere, să fie acolo unde trebuie. Din păcate s-a stagnat. În 2012 nu s-a mai făcut absolut nimic. Nimic spectaculos. Pe ultima parte a mandatului, când domnul Pârlac a preluat interimatul la demisia domnului Didea, s-au mai zgâlțit un pic spiritele, dar atât. Și atunci am avut de recuperat 4 ani de non-activitate. Este bine că acum, după 4 ani, în sfârșit, corpul este bine din toate punctele de vedere și va avea parte de o deschidere de an universitar grandiosă, cum a fost de fiecare dată la Sperăm că va fi și pe gustul studenților noștri. Încercăm să reducem cât mai mult formalismul. Anul ăsta nu o să-i mai terorizăm cu speech-uri, o să fie doar deschiderea festivă cu tot ceea ce presupune ea și după aia o să invităm doar invitații speciali să ia parte în atrium la discursurile care ne sunt până la urmă ne sunt dedicate, că fiecare adresează un salut comunității academice reprezentată de Senat și de Consiliul de Administrație. Studenții erau așa puțin așa. Studenții erau reticenți când venea vorba de discursuri, că durau prea mult. Îi invităm cu drag să vină la partea festivă și după aceea să se bucure de ziua respectivă ca fiind prima zi de școală.
La cât este deschiderea? La ora 11. Așadar, luni 2 octombrie, la ora 11, în noul corp al Universității din Pitești, se deschide un nou an universitar. Da. Vă mulțumesc pentru prezența la emisiune. Noi vă mulțumim. Vă mai aștept la matinal pentru a mai discuta despre proiectele universității. Acolo mulțumim. Aproape când va fi vorba de comisia Aracis, să vedem ce va fi. Sau după cu vești bune. După, mai bine după. Știți că cu vești înainte bune. De examen nu poți vorbi cu nimeni. Studentul înainte de examen tremura și tremurăm și noi. Sperăm să fie bine. Avem încrederea că vom depăși așa cum ne dorim acest episod important. Să sperăm că așa va fi, să veniți cu vești bune. Vă mulțumesc din nou pentru prezența la matinal. Denisa, cum este astăzi vremea? Ziua de astăzi ne aduce vreme cu nori și soare. Maxima în județul Argeș va fi de 17 grade. În Pitești se înregistrează 16 grade. Mulțumim Chic Boutique, Florăria Altceva și Salon Blond din Baia Lina Dinescu. Vă doresc o zi frumoasă! Vă mulțumim și dumneavoastră pentru că ați fost alături de noi și în această dimineață și vă dăm întâlnire mâine la ora 7. Până atunci aveți o zi minunată. La revedere!